Vă salut, prieteni! Astăzi, la ieșirea pe care am făcut-o în pădure, am întâlnit o ciupercă comestibilă care se numește păstrăvul de fag, pe care am spus să vă o prezint și vouă. Este o ciupercă des întâlnită la noi și, așa cum îi spune numele, crește pe trunchiuri de fag sau pe buturugi, cum este aceasta, cioturi de copac. Are o culoare închisă, diferă în funcție de maturitatea la care a ajuns ciuperca sau de cât de mare a crescut. Aceasta, după cum vedeți, are o culoare brună, maronie, dar poate fi și roșcată sau chiar maro. Crește în mănunchiuri, așa cum vedeți aici. Are o textură moale, catifelată. Lamelele ciupercii sunt albe. Da? Carnea este moale și, așa cum spuneam, se întâlnește foarte des la noi în țară. Are un miros plăcut și imită la gust peștele, al cărui nume îl are în denumire, păstrăvul. Este o ciupercă care se pretează la a fi comercializată. De fapt, se cultivă și se vinde și în magazine. Vedeți că se poate găsi până târziu, în luna noiembrie, și de aceea am spus să vă prezint și dumneavoastră această ciupercă. Încă o dată, așa arată ciuperca, poate crește de la 5 până la 15 cm, așa arată partea interioară. Da? Aici vedeți că a fost ciugulită de animale sălbatice. De aici am rupt eu o bucată. Vă spuneam că este la textură buretoasă, umedă și foarte bună la gust. Se poate găti. Aceasta este ciuperca, păstrăvul de fag, care am vrut să vă prezint și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!